Hai să bem ceva ca să ne vină inspirația pentru Andreea. Dă-mă în pula mea că te piși pe tine răs. Te caci pe tine original. Păi știu germana, că am făcut facultatea de limba germană. Da, fata, ia zi și mie ce înseamnă ich will. Nu vrea, mișto. Vine cu măsa când o văd pe măsa. Eu vorbeam frumos cu măsa, că măsa e normală la cap, dar e handicapată și aia. Că știi ce se întâmplă? Handicapații, dacă fac copii, handicapați. Aia e șontorog. Dar e cât de cât la căpățână mișto. Că am venit la Andreea să nu știu ce. Ce pula am să-i faci? Să am grijă de tu așa șontorog. Ești tare să-mi bag pula. Ăștia o să-mi bag grijă de ea, că... Păi eu... Aoleu, pinta mami. După aia îmi dă telefon Andreea. Eram cu Mihaela. Bă! Salut, nu știu ce. Ia uite Andreea. Poate uți original. Te-ai despărțit de aia? Nu, Andreea, poți să o dau la telefon. Era chiar lângă mine, Mihaela. Aia se uita la mine. Cine pula mea ți-a dat telefon? Eu îmi gândul meu, bă, o grasa poli. Păi, nasol. Mihai le-a spus el lângă mine, ziceam, bă, ce am eu lângă mine? O curbă. Cine mi-a dat telefon? O virgină. Păi ce îi trebuie lui virgina să știe ce e curba? Și după aia mi-am pus întrebarea, bă, virgina mai fi virgină? Nu prea. Ce prefer eu? Păi femeia care m-am înviat. Nu mă interesează că e curva. Păi aia e ideea corectă. Bine, să ia în recta. Nu că... Păi ce prefer? Andreea Puri, care nu e bună de nimic. Mamă, o rogă pe aia, pe asta cu locuri de muncă, să-mi bag pula. Venea la grup jurnal, aveam noi un grup jurnal acolo, care o pizdă zicea jurnalistică, dar nu contează, că am făcut și o confuzie asta la prima oară, dar imediat m-am remediat. Vine Andreea așa. Pizda de ecră. Bă, Andreea, tu nu produci nimic, nu faci nimic, nu comentezi nimic. Nu, doar mă uit la voi cât de prost sunteți. Ăștia vă dau poezii, fiecare pula mea e critic, eu pula mea mă critică și... Da, Andreea, așa stătea. Am riza! Mamă, cât de mișto! E mișto de tot. Andreea n-a fost dat afară de acolo, toate că nu facea nimic, stătea așa. Eu produceam pula mea, ăla a făcut urât, ăștia urlat. Bine mă plec. Andreea. Andreea Puli. N-am pomenit așa ceva, cât de scârboasă poate să fie, e perversă rău. Și atât de perversă că s-a băitat și la Tasu, că Tasu când venise, a venit și cu Tasu, îți dai seama, și-a dus toată familia.
Se uita unul la mine. Mă uitam, cine pula mea e bărbatul ăsta? Se uita unul la mine. Păi de ce se uită unul la mine? Băi, pula pulii. Eu nu am făcut nimic la asta. Na, ca o critică, nu știu ce. Păi stai puțin, că ea a început. Păi nu! Adică cu solină în pizdă. Păi e grasă, e urâtă. Eu știu că e urâtă, zicea ăla. Da. Linge-o în pizdă. Bă, nu pot să o lingă în pizdă, că e virgin. Și fac păcat. Așa că e de păcat, e de căcat. Pa.